tracii au foarte multe nume după locul în care locuiesc. Cei din Banat se numeau daci, cei din Ardeal se numeau apuli, cei din Moldova de nord se numeau carpi, cei din Valea Dunării se numeau geți de o parte și de alta, cei din Oltenia bursuci, mai la sud tribalci, mai la sud odriși și așa mai departe, toți erau traci, Orolăs tracul, Dromihete tracul, Burebista a fost cel din tâi cel mai mare dintre regii care au venit vreodată peste Tracia, stăpânând tot ținutul de la nord și de la sud. Iar noi n-am avut voie să folosim numele de trac ca istorici, ca să nu supărăm vecinii. Am extins numele de dac. Dacia era 40.000 de kilometri pătrați, 1.000.000 de pași, deci doar Banatul, țara Hațegului și nord-vestul Oltenii, făcând parte din, sigur, marele regat al Traciei pe care l-a unificat Burebista. Bărbat jet, alături de dacul de Ceneu, exact cum ne spunem noi azi, bănățean, oltean, muntean și așa mai departe. Cu alte cuvinte, strămoșii noștri au însemnat ceva în istoria umanității, din regiunea Don Nipru până la izvoarele Dunării, deci între sciți și germani au trăit tracii, între slavi și germani au trăit românii până când au fost asimilați. Războaiele cu Roma încep în anul 229 înaintea noastre, deci e o contraofensivă a Romei și cam la sfârșitul secolului al III-lea începe cucerirea de la sud la nord și romanizarea. Primele zone care intră în aria etnogenezei românești, zone tracice, sunt peninsula Istria, Epirul, Macedonia, apoi Tracia clientelară, în sfârșit se creează provincia Mezia, Panoniile, Illyricum, Dardania, toate acestea, nu numai daciile, fac parte din area etnogenezei românești, pentru că noi românii suntem popor nord și sud-dunărean, de la Vistula, de la Cracovia, unde apa face doi craci, de unde numele Cracovia, până în Beuția și Focida, cel puțin de la Balaton, care este un hidronim trac, până în zona Niprudon. Acesta a fost spațiul imens pe care ne-am născut noi românii, în timp, în orice caz, mult înainte de venirea slavilor, cucerirea română începe în secolul III înaintea noastre, poporul nou, cum spun bizantinii, este deja constituit la sfârșitul secolului al V-lea, cum vom vedea în cele ce urmează. De ce lucrurile au fost învățate de noi altfel? Când Cantemir a spus-o, cu cucerirea romană s-a extins numele de dac și de dacia, pentru că romanii au înființat trei dacii, trei provincii pe care le-au numit Dacia la nord de Dunăre și două pe care le-au numit Dacia la sud, dar tot însemnând foarte puțin din spațiul etnogenetic românesc, pentru că întotdeauna am avut această sfială. Să nu ne facem istoria așa cum a fost, ca să nu se supere nu știu cine pe noi și vezi, Doamne, am fost singurii care n-am avut curajul să spunem adevărul. A venit probabil timpul să-l spunem, întrucât am mers pe principiu apa trece, pietrele rămân, dar numai că trecând apa a rost piatra până aproape n-a mai rămas nimic din ea. Suntem, cu alte cuvinte, un popor creator de popoare, cultură și civilizație în această parte a lumii. Primul popor creștin pe continent, întrucât prima așezare creștină, prima mănăstire, îmi spune astăzi, 51-53 era noastră, s-a ridicat la Cremides, localitatea tracică, numită mai apoi Filipii, apoi Grameni în Macedonia. Romanizarea pornind de la sus spre nord, o parte din lumea tracă a rămas neromanizată și aceștia sunt lituanienii, partea s-a slavizat și aceștia sunt huțanii, cu care avem legături de suflet. În ce privește modul nostru de a face cercetare în domeniul istoriei, perioada interbelică a reprezentat începutul științific. Ce a fost înainte a fost romantism. Și exact când trebuia să apară roadele și când aveam genii în domeniu, a apărut războiul, a apărut ocupația bolșevică și rusească și s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Ne-a învățat Roller că dacii liberi au luptat împotriva jefuitorilor imperialiști romani cu unul Tarbos și noi am înțeles că romanii erau ca englezii care s-au dus și au cucerit insula Comore și dă împotriva romanului și uite așa s-a venit cu 89 și am fost invitați noi romanii în Europa, casa noastră creată de strămoșii noștri, ceea ce este o aberație. Încă dinainte de 89, noi istoricii valului de atunci am încercat să explicăm, domnule, termenul de roman nu are conotație etnică decât prin român. Român însemna om liber, cetățean. Cine nu era cetățean era sclav. Ca atare avem inscripții în tot spațiul nostru cu Cutărescu, mor civis romanus natus dacus, născut dac, născut jet, născut și așa mai departe. Și că numai prin români termenul de roman capătă conotație etnică. Dar forma utilizată de noi, deci român spunem în limba literară. Străinii au spus întotdeauna, acești oameni spun romani, pentru că se trag de la vechea populație a Romei, din colonia romană.
Noi ne-am spus într-un spațiu imens, de la Sofia până la Cracovia, să spunem, de la Zaicer tot așa până în nord, român. Și primele cuvinte pe care le avem scrise, deci în limba scrisă, denotă că ăsta a fost termenul român, evoluat din roman. Din roman. Roman, rumon, român. Abia în limba literară, român. Iar la sud de Dunăre, așa cum am văzut, arman. În momentul în care vrei să distrugi un popor pe care te pregătești să-l cucerești, îl distrugi economic, sistematic, 10-20 de ani, îi distrugi, îi erodezi structura socială, îl distrugi politic, spiritual, îl degradezi biologic și în final îi distrugi conștiința națională prin falsificarea trecutului, ceea ce s-a întâmplat cu toate poporile în această parte a Europei în deceniul de pregătire a revoluțiilor spontane. Aceeași teorie a apărut brusc 78-80 cam la toți. Polonezii. Noi suntem urmașii vechilor sarmați. Sarmații cu 50.000 de ani au inventat roata focul scrisul și Hristos era sarmat, adică polonez. Bulgarii. Noi, Nagul Leamătă, vorbea Alexandru Macedon. Noi suntem aici de întotdeauna, de la Adam și Eva, bulgarii. N-avem nicio legătură cu tracii, cu dacii, cu geții, cu românii, cu țiganii și cu alții. Noi suntem urmașii poporului Mâz. Acum 50.000 de ani, mâzii aveau 17 metri înălțime, apropo de studiile de la Sarmi Săgetuza, au inventat roata focul scrisul și Iisus era mâz, adică bulgar. Ungurii, acum 50.000 de ani, poporul Magara, care a venit în valuri succesive și le-a creat pe toate astea. Iugoslavii, poporul rasc sau sârb. În sfârșit, venire și la noi niște specialiști în istoria partidului, un bulgar, o hahoală și un ungur. Cunoscuți ca specialiști în istoria partidului, exact în anii 80 de început, acum 50.000 de ani, dacii scriau în limba lui Eminescu și l-au inventat pe toate. Roata a făcut scrisul și Iisus era dac, adică român. Asta a fost nebunia. La noi, ca istorici militari, nebunia a fost mai pe jumate. Teoria pentru care tratatul nostru de istorie militară a fost aruncat la gunoi și păcat că a fost o muncă acolo și au muncit toți istoricii românii, nu numai istoricii militari, a mers pe următorul principiu. Noi românii suntem dacii care am preluat de la romani numai limba latină. În această situație, din daciile nord-dunărene s-au retras nu romanii, ci românii, întrucât Aurelian era dac și știa latinește, deci era român. Aceste timpenii, deci, au fost supervizate de Ilie Ceaușescu. De fapt, grupurile de agenți erau în jurul lui Popescu Puțuri în viața civilă, Institutul de Științe Sociale de pe lângă CECEAL, PCR sau cum se chema ISISPU, și în jurul lui Ilie Ceaușescu, care era frate. Este o luptă pe care o ducem de atunci pentru a afirma ce suntem cu adevărat și de ce ne spunem așa cum ne spunem. Pentru că de atunci apăruseră diversi entuziaști care, evident, erau agramați, nu cunoșteau nimic, să schimbăm numele României în Dacia și numele poporului român în poporul dac. Și noi le răspundeam, de ce vreți să reduceți România doar la teritoriul Banatului? E prea mare? Mi se pare mult prea mare? Deci, în ceea ce privește retragerea aureliană, păi dacă spațiul de etnogenetic românesc este din nordul Greciei actuale, Beoția, Focida, teritoriul Trac, Tesalia românească până la 1920, până în zona Cracoviei, Voliniei, care înseamnă țara românilor. Deci în acest spațiu imens, ce a însemnat mutarea frontierei Imperiului Roman 200 de kilometri? Nu a însemnat nimic. Pentru că tot sudul Moldovei, toată partea de nord a litoralului Mării Negre până în Crimea rămâne romană. Sute de ani de aici înainte, de la retragerea aureliană. Toată valea Dunării până la brazda lui Novac rămâne romană. Tot sudul Banatului, sudul Olteniei și așa mai departe, Panoniile, rămân romane. Și acolo romanii, adică vlahii, cum spun cronicile, nu se retrag nici când vin hunii. Cei cu valurile de pământ de care încep la Lova și termină la Alexandrovka, Chișinău Mare, dincolo de Bug, care sunt romane, ci este cu Vila Rustica, deci ferme, pe la Soroca și pe în alte părți în nord. Nu cunoaștem nici măcar până unde se întindea stăpânirea romană, unde erau zonele de supraveghere, pentru că au creat niște pungi în care să vină barbarii. În sfârșit, deci a fost vorba despre o repliere a autorităților, dar teritoriul a rămas în continuare sub control roman. Din punctul de vedere al constituirii noastre ca popor, noi suntem, deși suntem țărani, călcăm pe pavaj, adică pe pavimentum. Avem mental urban și imperial.
țăranul nostru, călcând de scuți, calcă și astăzi pe pământ, adică pavimentul. Toate celelalte popoare neolatine folosesc derivate din terra tere, țară, care la noi înseamnă stat, înseamnă oaste, înseamnă totalitatea bărbaților înarmați, înseamnă teritoriul locuit de români, înseamnă altceva. Noi mergem la târg, pirgue este, de acolo vine termenul, din latină. Noi avem turnul, turis, turnul Măgurele, turnul Roșu. Noi avem oameni buni și bătrâni, care erau consiliul de conducere al orașului, homines buni et bătrâni, vine de la veteran termenul. Noi locuim în fosat, un sat, cum spun la România, adică în sat a rămas la noi. Ne ridicăm împotriva dușmanilor, ad hostem, de unde oaste. Mai mult decât atât, avem bazilica, biserica, suntem singurul popor neolatin care păstrează termenul vechi, ceilalți îl preiau pe cel din secolul 8 eclezia. Fiindcă noi am fost înconjurați ca romanii de răsărit, înconjurați de un val asiatic, n-am mai păstrat legătura cu celelalte ramuri, toți ceilalți au avut legătură unul cu altul, din Franța până în Italia, dacă vreți. S-au format ca popoare strâns înrudite, lingvistic.